În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum este obișnuit sau așa cum întâlnim în perioada lunilor bisericești ale anului, câte un praznic împărătesc, iată că astăzi vom parcurge împreună câteva idei principale despre slăvitul praznic al schimbării la față, care în mentalitatea multora este o sărbătoare ca oricare și chiar s-a și pus întrebarea: Părinte, mâine lucrăm? Da, lucrăm în via Domnului, spovedim, împărtășim și ascultăm Sfânta Liturghie. În momentul în care a fost creat cerul și pământul, a fost și un scop cu care au fost făcute. Să fie leagănul de odihnă spirituală și materială, acela ce avea să fie numit rege al creației, omul. În momentul în care omul a căzut în păcat, toate cele ale naturii s-au răzvrătit împotriva lui și atunci a fost nevoie de o întrupare, a fost nevoie de o restaurare și a fost nevoie de o unire din nou cu Dumnezeu, care trebuia să se facă prin Dumnezeu, pentru că îngăduința căderii omului a fost prin voia lui proprie, dar ridicarea a fost numai în Hristos. Elementul central, dacă vreți, sau punctul forte al creștinismului este persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Și până în zilele noastre sunt dogme, și până în zilele noastre sunt învățături, și până în zilele noastre sunt frânturi de învățătură, care stau să despice, ca să spun așa, cuvântul Evangheliei și să caute elementul central, rădăcina Mântuitorului Iisus Hristos, pe care sinoadele au arătat-o, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nevoia întrupării Fiului lui Dumnezeu, și aici Grigore Palama folosește un termen foarte frumos și spune așa: dacă întruparea ar fi fost numai pentru mântuirea omului, înseamnă că cauza întrupării Mântuitorului Iisus Hristos ar fi fost căderea în păcat. Dar nu căderea în păcat a fost cauza întrupării, ci iubirea de oameni lui Dumnezeu pentru creația mâinilor sale. În Vechiul Testament, Dumnezeu folosește la psalmistul David un cuvânt frumos: au carne de țap sau sânge de taur voi bea, că ale mele sunt fiarele, ale mele sunt dobitoacele, ale mele sunt păsările, ale mei sunt peștii și toate ale țarinii. Adu Domnului roada buzilor tale și va fi jertfă bine primită. Într-un alt psalm găsim așa: cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Și aici ce găsim? Găsim două moduri, în două timpuri diferite, în care Dumnezeu vine să se arate oamenilor. Cel din tâi mod a fost modul la care s-a arătat lui Adam și Eva în rai. Care a fost modul de vedere a lui Adam față de Dumnezeu? Vorbirea față către față. Dacă venim în momentul de față și intrăm în cărțile de mistică, dacă intrăm în rugăciunile înalte ale contemplativilor și ceea ce ne lasă părinții filocalici, ce vom găsi? Unirea de taină cu Dumnezeu, care se face între minte și inimă, se petrece la nivel de Hristos, adică comunicare cu Dumnezeu. Și avem două comunicări. Una pe calea rugăciunii, și aceasta este calea rugăciunii cea văzută, pe care o cântăm în biserică, o citim la strană, o citim la chilie, cea pe care o facem noi cu mâna noastră, din ceaslov și din psaltire. Dar mai avem o cale comunicativă cu Dumnezeu, nevăzută. Și de ce vă spun nevăzută? Era cumva Adam de față când Dumnezeu exista? Nu. Deci, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, deci atât o identitate a Mântuitorului Iisus Hristos, dar mai înainte de toți vecii, noi folosim termenul mai înainte de toți vecii, fără ca să știm vreodată eternitatea existenței lui Dumnezeu. Deci, fără de început și fără de sfârșit. Eu sunt, așa spune Dumnezeu în termenul biblic, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Dar care început?
nu începutul lui ca Dumnezeu, ci începutul lui ca creator. Și într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Nu începutul lui ca Dumnezeu nevăzut, ci începutul lui ca Dumnezeu întrupat. Pe care, pe cuvântul întrupat, văzându-l pe Fecioara o fericim. Spune în cântarea de la morți, la 8-a. Dar de ce trebuie să înțelegeți lucrul acesta? Așa cum în momentul creației omul nu exista pe pământ și n-avea un început, dar începutul plăsmuirii sale este ceea ce spune în psalmii lui David, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, deci Dumnezeu l-a creat pe om și a suflat asupra lui suflare de viață și l-a făcut om cu suflet viu. De ce l-a făcut om cu suflet viu? L-a deosebit de celelalte dobitoace, dându-i puterea inteligibilă și rațională, dar punându-i și sufletul nemuritor, pentru care motiv noi luptăm astăzi și venim la biserică sau ne rugăm ca în momentul când vom muri să nu fim precum dobitoacele care în momentul când mor, viața lor s-a dus în țărână și s-a terminat. Deci dincolo de moarte nu mai este nimic. Suntem un fel de animale cu schelete ca mamuții și ca șerpi și ca reptile și ca crocodile care îi găsești când sapi în pământ. Nu! Ci avem un suflet care se duce acolo de unde și-a luat ființă până la obșteasca înviere. Și profetul Ezechiel ne arată acel câmp cu oase din care vom vedea răsărind întâi carne și piele și vine și mușchi și organe și tot și deodată un suflu care de vânt și ele se vor ridica toate și vor sta de față în momentul când va fi judecata. Deci o preînchipuire a celei de-a doua veniri. Ei, pentru a înțelege lucrurile acestea trebuie să mai înțelegem încă un lucru. În momentul în care l-a făcut pe om și omul a văzut pe Dumnezeu, ce a zis în sinea lui Dumnezeu ca creator? Să-l facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Chipul nostru ca Dumnezeu este chipul pe care n-au putut ucenicii să-l vadă în Tabor. Că sigur v-ați întrebat ce s-a apucat ăsta să vorbească iar de facere, că noi suntem la schimbarea la față. Deci în clipa în care Hristos s-a schimbat la față în munte, ucenicii au căzut cu fața la pământ. N-au putut vedea slava lui, arătând ucenicilor săi slava sa pe cât li se putea. De ce? Erau două lumi diferite. Tabloul era mai presus de puterea de înțelegere a minții. Aici nu mai era vorba de lumina. Aici nu mai era vorba de lumina, cea care luminează din afară, de la soare. Și spune Grigore Palama foarte frumos. Cât de mic e soarele ca glob, ca formă de lumină? Și cât e de mare cerul? Și de ce nu copleșește cerul soarele? Și de ce soarele cu căldura lui copleșește cerul și încălzește toate? Pentru că atunci când a făcut Dumnezeu lumina necreată, lumina dumnezească, a întins-o pe fața întregului pământ, repet, a întins-o pe fața întregului pământ, și apoi a lăsat ca discul solar, luminătorul cel mare, să o culeagă toată și să o distribuie cât este necesar pe pământ ca omul să nu orbească, să nu cadă cu fața la pământ, să poată suferi lumina cea nefăcută de mână. Și de aceea când te uiți la globul soarelui, te dor ochii și nu te poți uita sau trebuie să-ți iei un ochelar fumuriu sau ceva de protecție. Iar dacă te uiți mult, spune acolo, vezi că se distruge lumina ochiului. Nu se distruge nimic. Nu poți să privești soarele pentru că lumina din soare este dumnezească. Este făcută de Dumnezeu și nu de artificiile astronomilor și de poveștile lor cu sonde și cu nave spațiale. Dar ce trebuie să știți în același timp? Că în momentul în care Dumnezeu a lăsat această lumină, a lăsat-o să izvorească din lăuntrul său. Și avem două mărturii. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntru vostru. Așa este și căldura soarelui, din lăuntru lui. De ce? Pentru că soarele de pe cer este simbolul soarelui Hristos pe bolta bisericii, care încălzește și pronează. Toate cresc sub lumina lui. De ce nu crește planta fără soare? De ce nu crește omul fără soare? De ce nu cresc ogoarele fără soare? De ce nu se încălzește pământul fără soare? Pentru că el este pus într-o lucrare bine împletită, armonios și nu la întâmplare,
pe bolta cerului, după cum spune psalmistul David, cel ce a întins cerul ca un cort. Deci ce frumos, ca o boltă. Un alt lucru care trebuie să-l știți, acea lumină dumnezească de la Tabor nu venea din afară. Deci venea din lăuntrul lui Hristos, care era de data aceasta ce? Un alt prototip și un alt model, dar ce fel de Adam? Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Pentru că Adam cel din tâi era doar cu suflet viu și a murit prin neascultare sau prin nesupunere sau prin gustarea din pom. Dar ce a atras de la sine? Ce a atras de la sine căderea adamică? A atras alterarea chipului. Deci a atras alterarea chipului dumnezeesc. Și ce înseamnă alterarea chipului dumnezeesc? O găsim în parusia judecății când spune și va spune celor de-a stânga nu vă cunosc pe voi. Păi cum să nu-i cunoască Dumnezeu pe cei care El i-a creat? Cum să nu-i cunoască Dumnezeu pe cei în care El a pus suflet nemuritor? Cum să nu-i cunoască Dumnezeu pe cei pe care El i-a făcut mâinile tale, m-au făcut și m-au zidit? Păi nu-i cunoaște pentru că nu au din lumina necreată. Nu-i cunoaște pentru că nu au nimic din divin. Deci ei au trupul chipului Fiului Omului. Vedeți ce frumos? Dacă citim în Scriptură, chip de rob luând. Deci aici avem de-a face cu două chipuri. Omul Adam înainte de cădere după chipul lui Dumnezeu și Adam cel de pe urmă cu chip de rob. Deci ia el chip de acum. Într-un cuvânt spune acolo undeva în Sfânta Scriptură în capitolul Facerii să ne grăbim să punem stavilă la pomul vieții ca nu cumva mâncând Adam să se facă ca unul din noi. Adică să primească puteri de pline și dumnezești, dar în ce? În rău, pentru că el avea în el calitățile divine, că era creat de Dumnezeu, dar putea, ca și îngerii, să se transforme într-un demon veșnic. Și atunci i-au oprit calea la accesul pomului vieții. De ce lucru acesta? Pentru că omul, prin îndumnezeirea minții lui după capul lui, adică prin cădere și neascultare, l-a obligat pe Dumnezeu să se coboare la nivelul lui și din chipul dumnezeesc cel nealterat să ia chipul omenesc cel alterat. Adică ce a făcut Hristos? S-a deșertat pe sine și a luat chipul nostru putregăios și ticălos, dar cu ce scop? Să ne poată răscumpăra. Și ce întâlnim în prima etapă a facerii? Că aici schimbarea la față este o reconstrucție a lumii căzute. Este o reînvierea lumii stricate. Este, dacă vreți, o reversă. Deci din rău bun. Deci asta vine Hristos să facă prin schimbarea la față. Arată cum va arăta lumea după ce se va înălța într-o slavă, după ce El nu va mai fi pe pământ și va trimite pe Mângâietorul. Și ce găsim? Găsim întâi creația făcută de Dumnezeu, dar umbrită de Duhul Sfânt, iar de data aceasta găsim creația altoită în Dumnezeu și dusă la picioarele Tatălui prin Fiul Omului până la tronul Sfintei Treimi, loc unde ea nu s-a putut urca singură pentru că a călcat porunca și s-a depărtat de Dumnezeu. Și atunci îl găsim pe Hristos care ia toate chipurile posibile necesare mântuirii noastre. Întâi vine în chip de prunc în pântecele Fecioare, ca să sfințească tot ce se cheamă viață, rădăcina vieții, pruncia. Apoi se îngroapă în pământ ca să sfințească pământul. Calcă pe pământ ca să sfințească pământul. Calcă pe apă ca să sfințească apa. Se urcă pe munte ca să sfințească muntele. Se duce în casele păcătoșilor ca să-i sfințească pe păcătoși. Îi tămăduiește pe cei bolnavi și îi face sănătoși. Dar de ce îi face sănătoși? Nu că erau bolnavi. Erau bolnavi sufletește. Alterarea lor trupească venea de la alterarea lor sufletească și de la călcarea legii. Venirea Mântuitorului Hristos a făcut în punctul cel mai critic al poporului iudeu, când el era și pe cale de dispariție și pe cale de pierderea identității iudaice, adică de neam ales,
creat de Dumnezeu de la facerea lumii, prin proto-strămoșul Adam și Eva. Iată că în momentul în care Hristos vine, ce face? Se axează sau se deșartă pe un popor pe care îl binecuvintează, dar nu pentru a-i da moștenirea veșnică, ci pentru a-i da mântuirea veșnică. Pentru că în momentul în care citim în Lumina Vecernii, spune acolo, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Deci tu, Israele, te vei mântui că ai putut da acest rod ales, mlădița lui Iesei, pe Fecioara Maria, purtătoarea de prunc Hristos, dar în același timp te vei mântui pentru că toate neamurile prin tine m-au cunoscut pe mine, pentru că alte neamuri nu puteau să-L primească, că nu erau pregătite și nu aveau nicio legătură cu poporul lui Israel și nu știau toate legile Pentateucului, nu știau toate cărțile lui Moise, nu știau toate profețiile prorocilor și cele ce aveau să se știe despre Mesia. Și dacă ne uităm, cum v-am spus și astă primăvară la Samarineancă, spune, zice, da, și noi așteptăm pe Mesia, și la care Mântuitorul îi spune, eu sunt. Deci este prima oară când se identifică și arată, eu sunt acela, pe mine mă căutați, de mine aveți nevoie. Și iată, în felul acesta, la schimbarea la față, pe muntele Tabor, e un munte pe care l-ați vizitat cei care ați călcat Ierusalimul, un munte înalt, Hristos l-a luat pe Ioan, pe Iacov și pe Petru. I-a suit în munte și în momentul în care s-a transfigurat, ăsta e cuvântul potrivit, că nu putem spune, nimeni nu știe taina, este nepriceput în munții omenești, apar doi mari profeți ai Vechiului Testament. Moise, care avea o singură misiune. Hristoase, eu am vorbit de tine în pustie, tu ești cel despre care Adam a ascultat în protoevanghelia facerii și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpiului. Tu ești cel ce te-ai născut din rugul care eu l-am văzut nemistuindu-se în Sinai. Tu ești cel care te-ai ales din neamul Israel și ești toiac și sceptru din Iuda și vorbea cu el toate profețiile Vechiului Testament pe care, repet, Mântuitorul Iisus Hristos le-a auzit din gura lui Moise povestite frază cu frază și cuvânt cu cuvânt atunci când au discutat pe muntele Tabor în momentul transfigurării, cu un scop anume. Întâi, unii spun, Doamne, că ești Moise, alții spun că ești Ilie, să le arate că nu există reîncarnare. Deci era primul motiv pentru care cei doi profeți s-au arătat. Să arate continuitatea Vechiului Testament cu Noul Testament. Ce a preînchipuit toată jertfa legii celei vechi decât o liturghie a Noului Testament pe care Moise o aducea cu carne pe altarele de piatră, de vițel, de țap și de oaie și se aducea la cortul mărturiei și se ardea și Dumnezeu primea această grăsime într-un miros de mireasmă duhovnicească. Era o preînchipuire a jertfei celei noi, nu cu sânge de boi și de țap, ci cu sângele lui Iisus Hristos care a spălat păcatele lumii odată pentru totdeauna. Iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. Și tot același Moise pe muntele Tabor îi spune lui Iisus, eu am vorbit despre tine când am spânzurat șarpele în pustie pe lemn și cei ce se uitau la șarpe se vindecau de mușcătura și ei, adică de înțăpăturile diavolilor. Pentru că altfel, dacă nu s-ar fi răstihnit Hristos și n-ar fi înviat, diavolul ar fi rupt în continuare neamul omenesc și l-ar fi corupt, așa cum cădem noi de fiecare dată când păcătuim și apoi ne dezlegăm și apoi ne împărtășim. Dar păcatul este ceva firesc și Apostolul Pavel a spus despre păcat. Fac rău pe care nu-l doresc și nu fac binele pe care îl voiesc. Deci noi ne luptăm să facem binele, dar ne dăm seama că facem rău mai ușor. De ce? Pentru că răul vine involuntar. Ei, această involuntaritate a distrus-o Hristos prin învierea sa, prin faptul că i-a pus stăpânire diavolului și l-a pus în lanțuri, în întunericul iadului odată pentru totdeauna. Ce trebuie să știm în continuare? Un lucru important, că nu aici s-a oprit povestea lui Moise. Și a vorbit Moise cu Hristos, cu Fiul omului, de data aceasta, cu Iisus cel întrupat. Nu era răstignit în viață, urmea să meargă spre patimă. Toate legile Scripturii, toate până la prezent. Și de unde știm acest lucru? Și Iisus când mergea pe cale în Emaus,
cu Luca și Cleopa le-a vorbit lor scripturile și le-a tâlcuit lor toți profeții și proroicii de la Moise și până la el. De ce? Le știa deja și le mai auzise odată și le înnoise și le desăvârșise. Dacă Moise a luat legea din Sinai, iată că de data aceasta Moise cu Hristos discutau pe Tabor, pentru că și Hristos trebuia să se confirme că legea care o are este curată și de la Tatăl și nealterată, că n-am venit să o stric, ci să o împlinesc. Și o asculta de la Moise și o confirma lui Moise, așa este, așa este, așa este, așa este, așa este, până la cel din urmă verset. Și apoi s-a întors spre Ilie, Ilie profetul care a distrus pe idolii lui Baal, deci păgânătatea Canaanului cu Ahab și Izabela când a alegat cerul și n-a plouat, și la fel a profețit lui Ilie și i-a spus despre venirea lui, lăudându-l sau binecuvântându-l pentru liturgia Vechiului Testament, în care a pus șanțul cu apă, care înseamnă puterea Duhului Sfânt, a pus cele patru pietre, care sunt cei patru evangheliști, a pus cele 12 vedre de apă, care e învățătura celor 12 apostoli, a pus lemnele, care e simbolul mucenicii, și apoi a pus carnea, care e simbolul jertfei, și carnea, de fapt, a lui Hristos, pentru că în momentul când a ridicat mâinile, jertfa s-a mistuit toată, și atunci Ilie a avut puterea de a tăia pe popii lui Baal, deci popii idolești. De ce acest liturgist al Vechiului Testament avea confirmarea și nevoia de a vorbi cu Hristos? Să-i confirme Hristos trei lucruri. Tatăl meu a legat cerul atunci când te-ai rugat și eu sunt fiul lui desăvârșit și am venit să fac ascultarea și să împlinesc legea nu legând cerul, ci legând păcatele și moartea și pe diavolul. Degeaba alegi cerul că oamenii se vor îndrepta și iar se vor strâmba, se vor îndrepta și iar se vor strâmba. Dar de le vei da lor o lege nouă în care diavolul și moartea să fie biruite, ei nu vor mai cădea niciodată. În momentul când ai stat la râul Cherit și ai fost hrănit de corbi cu pâine și cu carne, tatăl meu i-a trimis la tine, deci împlineai porunca lui. În momentul când te-ai suit pe munte și a venit adierea de zefir în adiere de vânt ușoară, tatăl meu l-a trimis pe Duhul Sfânt să te mângâie și să încredințeze că ceea ce credeai și cereai era adevărat. Și tot pe Carmel, când a venit jertfa și a adus liturgia Vechiului Testament, primul simbol de jertfă adevărat a poporului lui Israel, când s-a arătat care e adevăratul Dumnezeu și a plouat și s-a descuiat porțile cerului, tot Tatăl meu și Duhul Sfânt a lucrat împreună Sfânta Treime. Ei, aceste confirmări ale lui Ilie i-au potolit dorul și setea de Dumnezeu, mai ales că el n-a murit, cum murim noi pământește, ci a fost răpit la cer de îngeri cu car ca de foc. Deci el este viu și până astăzi și va veni ca martor la Apocalipsă, atunci când va veni Apocalipsa, nu prin târg și pe la colțuri, tot felul de șarlatani care vin și vorbesc de sfârșitul lumii, sfârșitul lumii cel prorocit de Hristos cu semnul Fiului Omului pe cer, era râsul curcilor mai astă vară, când ăștia vorbeau la televizor de sfârșitul lumii și s-au pus benere, parcă urma să fie un program de sport. Venirea sfârșitului lumii este cea mai cutremurătoare și mai înfiorătoare taină nepercepută minții omenești, care nu se mai urmărește prin canale de televiziune. Într-o clipă toată lumea se va schimba și va fi la judecată, pământul se va noi de 7 coți și materia va arde. Și așa spune, de 7 stânjeni, adică de 7 metri în pământ, totul se va topi și se va reface din nou pământ nou și cer nou. Deci aici nu vorbim de povești nemuritoare. Deci acele povești cu baubau și cazanele cu smoală sunt poveștile neștiutorilor de scriptură și de carte, care își închipuiesc scriptura după mintea lor, dar bătrânii neștiutori de carte și copii, cum erau ei, știau că trebuie să vină Antichristul cu harabaua de pâine și de vin să-ți dea degeaba, exact cum fac uneori și partidele politice când vor o ștampilă sau un vot. Deci pâinea cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și beți dintr-o acesta toți, că acesta-i sângele meu al legii celei noi. Aceasta trebuie să căutăm. Și de ce v-am spus lucrul acesta? După ce a terminat de vorbit și cu Moise și cu Ilie, Hristos le-a mai spus un lucru. Maica mea, vedeți, suntem în postul adormirii Maicii Domnului, care m-a născut și în brațe m-a purtat și în pântece m-a dus, este mai mare decât cerurile în care voi stați astăzi.
îngerii heruvimii și serafimii sunt mai mici decât ea, prin coruptibilitatea căderii atunci când a fost căderea îngerilor cu 7000 de ani înainte de căderea lui Adam. Auzi, spune Chedrinos, cât timp a trecut de la căderea îngerilor până la crearea omului. Ce mai ar trebui să știți? Spune Iisus. Mama mea, mireasa tatălui, n-a fost aleasă pentru că a căzut Adam, ci a fost aleasă pentru că Dumnezeu avea nevoie de un chivot în care să stea, pe pământ deșertat în chip de om, curat și prea curat, nealterat și nepriceput minții omenești, ales și prea ales, sunt cuvintele Dumnezeescului Palama, care vedea lumina taborii, că nu-i la mine în stomac, am citit ierba mea, două ore mi-am sucit mintea până le-am înțeles. De ce vi le spun? Ca să înțelegeți că pe Tabor n-a avut loc o discuție la ce oră pleacă autobuzul, când te împărtășești, hai că mă grăbesc. Și era o discuție de taină divină în care Iisus le povestea că fără această fecioară cerurile nu s-ar fi deșertat și fără această fecioară Hristos nu s-ar fi întrupat. Sfântul Maxim Mărturisitorul scrie aceasta. Întorcându-ne la Dumnezeescul Palama, spune așa: frații mei Moise și Ilie, căderea lui Adam n-a fost motivul întrupării mele, ci motivul întrupării mele a fost iubirea de oameni a lui Dumnezeu și iubirea de tot ce a creat Dumnezeu. Și de ce spune acolo când în referatul biblic? Și a văzut Dumnezeu că erau bune, adică erau un curs de transformare, și bune foarte, adică desăvârșite. Cele desăvârșite trebuiesc împlinite. Cele nedesăvârșite trebuiesc desăvârșite. Și atunci eu n-am venit să stric legea care era bună, ci să o împlinesc și să o fac foarte bună. Și în momentul în care am venit și m-am deșertat, am venit cu două scopuri. Ca toată această creație călărită de diavolul, că arată cartea, unde au căzut dracii? Pe pământ. În spațiu pe care noi îl respirăm, aici se dă războiul nevăzut. Așa spune și psalmistul David, mulți sunt cei ce se luptă cu noi de la înălțime. Și iarăși spune, lupta noastră nu e împotriva cărnii și a sângelui. Trupul te luptă, curvești, fumezi, bei apă de ploaie. Dar mintea te duce la fără de legi și inima te pornește la pofte nestăpânite și spune, împotriva domniilor și stăpâniilor acestui veac. Deci nu se referă la domnia și la stăpânia de jos, ci la duhurile care bat război și despre care Sfântul Antonie spunea că sunt mai dese ca sita. Și a întrebat, Doamne, cine va birui prin ele? Și ce frumos a spus Dumnezeu, smerenia. De ce știm că smerenia biruiește? Hristos s-a deșertat pe sine chip de rob luând și s-a făcut atât de desăvârșit și s-a făcut atât de smerit și s-a făcut atât de ascultător încât a fost ascultător până la moarte. Deci auziți, ascultător până la moarte. Și aici se referă la două morți. Una este mortificarea patimilor a trupului și una este mortificarea voii și a minții. Asta este cea mai grea și asta este lupta filocalică pentru toți călugării, pentru toți creștinii, pentru toți clerici, pentru toți preoții, pentru toți duhovnicii, pentru toți monahii și slujitorii. Deci aceasta este lupta. Mortificarea voii proprii, adică să poți să faci pururi voia lui Dumnezeu și niciodată să nu faci voia ta. Iar Iisus a putut spune aceasta, de mă vădește cineva de păcat să mă lovească. Și nu l-a putut vădi. Era singurul fără de păcat. Și iarăși a spus Hristos. El a spus, cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Deci, chemarea vine dinspre exterior, spre interior. N-a spus cel ce vine cu mine, la mine. Deci, trebuie să ajungi până la El. Care este distanța de la noi până la El? Este distanța de la gură și până la inimă. Gura rostește și inima trebuie să trăiască. Mintea crede, inima trebuie să simtă. Și aici se împlinește spațiul
liturgic pe care trebuie să-l umplem de văzduhul Duhului Sfânt. Pentru că ce a spus Hristos? Iona, vedeți ce frumos, se referă la două lucruri distincte. N-am venit să fac voia mea. Deci eu n-am venit să fac ce vreau eu și ce-mi place mie. Spune unul, ci părinte, eu am găsit altă cale să mă mântuiesc. Mergi pe calea ta. Eu mă duc pe calea de care a spus Hristos. Eu sunt adevărul, calea și viața. Asta e calea pe care trebuie să mergi. Nu este o cale pe care o vrei tu, ci este o cale impusă, stabilită de Dumnezeu și de Sfinții Lui. Deci noi avem multe viziuni creștine. Avem atâtea și atâtea mentalități teologice, mistica comparată, dogmatica protestantă, dogmatica catolică, dogmatica greco-catolică, dogmatica anglicană, reformată, dogmatica sectelor. Deci toți cred că dețin adevărul absolut. Iar în mentalitatea dogmei lor strălucesc în lumina pe care o cred. Dar Hristos a spus clar, cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Deci eu la El trebuie să ajung. Și dacă vreau să ajung la El, categoric trebuie să urmez cele trei căi. Calea. Și care-i calea? A crucii. Scapă cineva de cruce să ajungă la înviere? Nu există. Nu mori, nu înviezi. Spune într-o parul ucenicilor. Mă îngrop cu tine și înviez în cu tine. Mă răstihnesc cu tine și mă izbăvesc întru tine. La ucenițe și la mucenici. Dar ce mai spune iarăși Hristos? Porțile iadului nu vor birui biserica în veacul veacului. Care biserică? Biserica de zid? Nu. Ai pus o bombă și a sărit bucăți din ea. Biserica Duhului Sfânt. Maxim mărturisitorul. Întreaga creație de-ar fi căzut sub incidența diavolului și o singură persoană s-ar fi mântuit. Repet, auziți ce spune Maxim mărturisitorul? Dumnezeu n-ar fi șters creația și n-ar fi distrus lumea. Și dă explicația în paranteză. Acea persoană care trebuia să mântuiască era fiul omului deșertat în chip de om și era Maica Domnului care l-a păstrat în pântece. De ce? Ne ducem iar la Grigore Palama. Vezi ăsta ce are în cap, mamă? Când vorbea cu Dumnezeu, oboseai să citești ce scriu ei doi când stau de vorbă. În momentul în care a fost creat Adam, cine era de față? Dumnezeu. În momentul când a fost conceput Iisus Hristos în pântecele Fecioarei, cine era de față? Dumnezeu. Și puterea celui preanalt te va umbri. Și Duhul Sfânt va fi peste tine. Atât a fost cuvântul. Asta este toată teologia, dacă vreți, embrionării pruncului în pântecele Fecioarei. Deci, zămislirea, ca să folosim termenul bisericesc. Dar, ce spune mai departe îngerul? Vei naște fiu? Deci, iată, numai cât s-a vorbit de zămislire, de prinderea în pântece, și deja spune, vei naște fiu, vei pune numele lui Emanuel, se va chema Iisus, el va fi mare, deci toată teologia pe care o spune îngerul cu crinul în mână. De unde știa acest înger să citească? Dacă nu din cartea mielului deschisă în fața lui din pântecele Fecioarei. De-aia când ne uităm în biserică și o vedem, dacă să vă uitați, are un cerc în pântece și Iisus Hristos. E în chipul lui Iisus Hristos pe pântecele Fecioarei. El era întreg și de față îngerul tremura, iar Hristos poruncea ce trebuie să audă Fecioara prin gura îngerului, că el nu putea vorbi. Erau două lumi distincte care nu puteau să slujească în aceeași sferă. Nu putea cel neîncăput de zile, țineți cont, să vorbească cu cea pământească, dar care era mai aleasă decât toate femeile și decât toată făptura. Că spune psalmistul David, și-a poftit împăratul frumusețea ta și frumusețea ta este pe din lăuntru împodobită și strălucită. Deci, lăuntru Fecioare era pregătit să-L primească pe Hristos. Nu cum facem noi, mai o sprânceană, mai o geană, mai un parfum, mai un ruj, mai un machiaj. Nu, ea era machiată spiritual. Întrânsa era toată frumusețea întregii creații. Era raiul acela pe care îl pierduse Adam și nu știuse să-L prețuiască. Fecioara îl pregătise în pântecele ei pentru Iisus Hristos să se deșerte ca fiul al omului. De data aceasta ea era și biserica cuvântătoare și raiul.
Raiul Cuvântător și Chivot Sfințit și tot ce vreți, scaun de heruvim și așa mai departe, și palat împărătesc și mitras și tot ce vrei. De ce vă spun toate acestea? În momentul în care Iisus a ales să se coboare în această lume, a făcut două lucruri. A lucrat și la ce prin Fecioara Maria? Asta e marea taină. Vedeți aici, puțin înțeleg, Grigore Palama spune frumos. De aia schimbarea la față cu adormirea sună lângă alta, pentru că la adormire pe cine îl găsești? Pe Iisus cu sufletul Maicii Domnului în brațe. Auzi, să vină Iisus să ia sufletul Maicii sale în brațele lui. Era semnul cel mai înalt de respect și prețuirea cea mai înaltă dumnezeiască față de cea care l-a purtat în pântece suvren. Să-i ducă personal sufletul la cer, să nu-l lase să călătorească cu îngerii. Cum ai luat tu mașina de acasă și spui, lasă, nu mai trebuie să vină mama pe jos la mine, lasă, o aduc eu cu mașina. Ei, așa a făcut Iisus Hristos, a venit și a dus-o personal la tronul Sfintei Treimi. De ce? Ca pe drum să-i vorbească și să poată să-i povestească câtă iubire de fiu are și câtă putere dumnezeiască și stăpânire de sine avea fiul omului când îi vorbeam aici Domnului și la tonul imperativ de împărat, arhiereu și slujitor. Ce ți este ție și mie, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Mâncarea mea nu-i din lumea aceasta. N-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui meu care m-a trimis. Eu am altă mâncare, am altă ascultare. Pentru că a fost dojenit de părinți, fiule, unde te-ai rătăcit? Am tremurat pentru tine, te-am pierdut prin Ierusalim, era o cetate mare, era un copil de 9 ani. Și sabia a trecut prin sufletul ei, și la răstihnire, și când au vrut să-l arunce din buza muntelui, și când l-au prins iudeii, și când l-au bătut, și când l-au scuipat, și când l-au îmbrăcat cu hlamidă, și când l-au bătut în cuie, Iisus n-a mai avut timp să îi le povestească maicii, ci ea le-a trăit în durerea suferinței de mamă, dar le-a trăit dumnezeiește. Vedeți azi o mamă când pățește ceva, copilul e în stare să cârtească ca nebuna, cum spune prorocul Iov, dreptul Iov. Ce vorbești ca una din cele nebune? Nu se cade să le primești pe cele rele ca pe cele bune? Iată că de data aceasta Iisus are timp să-i povestească maicii și să-i spună cât de mult a iubit-o de a putut fi întărită de Duhul Sfânt să treacă aceste etape spirituale de îndumnezeirea lumii prin toate etapele de transformare evanghelică prin care Iisus a trecut până a ajuns la tronul lui Dumnezeu. Cu ce? Cu firea noastră omenească. Tată, tu ai creat, tu nu-ți dai seama cât ești de păcătoși. În orice clip au nevoie de tine. Te rog să-i mângâi prin mine. Și ce spune Scriptura? Toată judecata Tatăl a dat-o Fiului. Precum aud judec și judecata mea dreaptă este că nu fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Chiar și Fiul va judeca tot după doctrina Tatălui. De ce? Că acum, neînțelegând puterea cerurilor, am văzut cerul pântecelui Fecioarei, care a cuprins ce? A cuprins și rata de cădere a îngerilor, care și ei la rândul lor nu l-au priceput pe Dumnezeu, duhuri slujitoare fiind, și au căzut ca proști ascultând de Lucifer. Și în momentul în care Maica Domnului l-a născut pe Iisus și îngerii au primit mângâierea. Care mângâiere? Mângâierea izbăvirii și stabilirii în har. Odată cu Maica Domnului și cu fecioria ei și cu starea ei de îndumnezeire și de coborârea cerului în pântecele Fecioarei, că cel necuprins și mai mare decât cerurile stătea în pântecele ei mărginit, n-a făcut altceva decât să încapă cerurile. Și de aceea a venit Arhanghelul din cer în vechime și a vestit călugărului din Sfântul Munte, nu mai lăudați doar cu vine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare Dumnezeu, ci cântați așa, mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Deci iată ce de înaltă trăire și ce de înaltă putere și demnitate avea Maica Domnului în fața îngerilor. Și de ce v-am povestit lucrurile acestea? Ca să înțelegeți că schimbarea la față nu e un act în sine în care gata, s-a făcut un nor luminos, că doar s-a ascultat Evanghelia. Și s-a auzit un glas din cer. De ce s-a auzit glasul din cer? S-a auzit glasul din cer ca să se înțeleagă că Tatăl, în chip parabolic, n-a vorbit în chip deschis, că nimeni n-a înțeles. Așa se vorbea în pilde, așa era vorbirea în taină.
Tatăl, de fapt, când a spus, acesta e fiul meu iubit, întru el am binevoit pe el să-l ascultați, de fapt le-a spus, bă, băieți, aceasta e calea, de asta l-am trimis pe fiul meu să sufere, de asta l-am trimis să se răstihnească, de asta l-am trimis să mănânce cu voi, să bea cu voi, să stea cu voi, ca să înțelegeți că nu veți putea ajunge la el decât fiind ca el. Deci, de aceea spune, întru el am binevoit și pe el să-l ascultați, ca el trebuie să faceți, el e calea prin care se urcă la mine. Și în momentul, ca să vedeți cât de mare a fost trăirea și priceperea, apostolii au căzut ca morții la pământ, deci au căzut exact ca niște morți, n-au mai putut înțelege slava, dar au trăit din plin harul puterii Duhului Sfânt în inima lor și golirea de patima trupească și de neputința omenească. Și când au deschis ochii ca pruncii din leagăn, Doamne, n-ar fi bine să facem aici trei colibe, adică să veghem în pacea asta a Duhului Sfânt, care n-am mai întâlnit-o niciodată nicăieri. Ați întâlnit-o acasă nascuns, citim Psaltirea, ați întâlnit-o acasă nascuns, poate când v-ați rugat la ceaslov, poate când v-ați împărtășit vreodată, poate când v-ați căit păcatele, poate când v-ați bucurat de o realizare sufletească sau trupească, astea nu se știu și nu se vorbesc. Astea sunt tainele fiecăruia în parte. Dar de ce vă spun? Atâta copleșire a venit pe ei încât n-au mai vrut să coboare muntele. Aici trebuie să stăm. Dar șederea acolo nu era posibilă. Fiul omului trebuie să dea la munci. Deci ca să dobândești liniștea, întâi trebuie să ai suferința. Trebuie să treci întâi Golgota ca să poți să moștenești veșnic taborul. Și într-adevăr, deci repet, și într-adevăr, când a rânduit Dumnezeu, cei doi mergând pe cale, ca să vezi că omul e păcătos și nu pricepe, s-au apropiat de Iisus și au zis așa, oarecum cu puțină încredere de sine, Doamne, când vei fi Tu împărăția Ta, vei pune pe unul de-a stânga și pe unul de-a dreapta? Adică dacă a văzut că Moise și Ilie au stat de vorbă cu Hristos, măi, și noi am putea sta în lumina aia orbitoare. Și a spus Hristos, nu este mia, da, nici stânga, nici dreapta. De ce? Dreapta sau stânga, sau lumina, sau întunericul, le alegem noi singuri. Noi ne schimbăm la față așa cum dorește sufletul nostru. Unii se vor schimba spre mântuire, alții se vor schimba spre osândă. De ce? Nu toți vor lumina, nu toți doresc întunericul, dar Dumnezeu, prin bunăvoința Lui, niciodată nu va forța nota să ducă pe cineva cu sila la lumină sau la întuneric, ci l-a făcut pe om cu voie de sine stăpânitoare, l-a lăsat în mâna sfatului său, când a văzut că sfatul este greșit, a trimis pe Fiul Său în lume, l-a făcut ca centru de greutate al creației, ca toate în Iisus Hristos să se desăvârșească și să vieze. În Adam toți moră, Hristos toți înviază, spune Apostolul Pavel, și în final, dacă a văzut că nici așa nu merge, a încercat forma cea mai înaltă. Dom'le, trebuie să aduc zidirea mea până la tronul meu. Și a coborât firea umană din cădere și moarte. De ce spun că a coborât? Pentru că Hristos s-a coborât în chip de rob. Și s-a urcat înapoi la cer și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții. De ce? Pentru că acum El, om fiind și stând pe scaun cu Tatăl și sfințindu-ne pe noi, deci noi nu mai avem niciun motiv să spunem, Doamne, nu mă pot mântui. Totu-i lenia din noi sau nepăsarea sau neputința. Deci în clipa aceasta noi suntem pe tron cu Tatăl. Și de unde știm că suntem pe tron cu Tatăl? Ori de câte ori avem nevoie de Dumnezeu, spunem o singură vorbă. Doamne, Cel ce-a trimis pe Preasfântul Tău Duh în ceasul a Tăilea postul pe cea bună, nu lua de la noi, ci înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție. Și iarăși spunem, și fă pâinea aceasta, cinstitul trup a Hristosului Tău, și ce este în potirul acesta, cinstitul sânge a Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt, amin, amin. Și mâncăm ca purcei la troacă, din Dumnezeu ne bucurăm. Deci exact cum spune psalmistul, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie? Paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Iată, schimbarea la față s-a făcut azi în biserică, în momentul epiclezei. Pâinea și vinul s-au făcut sângele și trupul Domnului, dar pentru că suntem păcătoși, când ne apropiem de potir cu lingura, tot pâine și vin vedem. Dar cel ce crede,
își ia viață veșnică și foc veșnic și mântuire veșnică și curățire veșnică. Să dea bunul Dumnezeu ca ucenicii acestei biserici și aceștia care sunt astăzi în biserică, fiecare după numele lor și vârsta lor și casa lor, să se schimbe la față de-a dreapta Sfintei Treimi în vecii vecilor. Amin.